Bună ziua și bun găsit la Daily Briefing, sunt Claudiu Cazacu, mă bucur să ne auzim. Prezentarea noastră este una într-o notă generală. Nu trebuie văzute lucrurile discutate aici drept recomandări de tranzacționare. Instrumentele financiare implică riscuri pe care utilizarea levierului le amplifică. Performanțele trecute nu sunt o garanție a celor viitoare și în anumite situații se poate să am expunere pe instrumentele discutate sau altele corelate cu acestea. Să vedem ce se petrece în piețele internaționale și vă propun să vedem aici mai întâi știrile. În această dimineață, foarte complicată pentru mine, au apărut și niște vești despre un petrolier, apoi ar fi fost două petroliere, acestea sunt veștile pe care le văd pe Bloomberg, care ar fi fost lovite de o rachetă, de un proiectil. Sunt în Golful Oman, aproape de Iran, și de asemenea avem și niște lovituri din partea armatei saudite în capitala Yemenului. Lucrurile sunt departe de a fi liniștite pentru că, iată, avem un atac dinspre Siria, spre un punct de observație pe care îl controlează Turcia în momentul de față. Așa că multiple situații de risc care împing în sus cotațiile aurului, dar mai ales petrolul a reacționat foarte foarte puternic. Nu este foarte clar din ceea ce văd în momentul de față ce s-a petrecut acolo. Probabil că vom primi informații în perioada următoare. Sunt aspecte încă foarte recente și încerc să parcurg știrile chiar în timp ce discutăm. Dar pentru petrol a fost o explozie de entuziasm pentru preț din punct de vedere procentual, chiar dacă sesiunile trecute au adus momente mai puțin vesele aici. Am înregistrat scăderi ale cotaților după ce stocurile de petrol au fost peste așteptări și în versiunea API, aproape 5 milioane de barili, și în versiunea Department of Energy, 2,2 milioane de barili față de minus 0,5 așteptat, benzină 0,76 pe acolo, dar doar produse distilate ceva mai jos. Cred că ceea ce se întâmplă acum în piața petrolului poate să fie doar un mic avertisment. Și văd că întrebările dumneavoastră se leagă exact de tema pe care o discutăm acum. Trebuie urmărit atât feed-ul de știri de la noi, cât și poate un site de tipul Reuters sau Bloomberg, care ar putea să conțină detalii despre ce se petrece efectiv în această perioadă. Nu găsesc încă ideea despre cine ar fi putut lansa acele atacuri. Cred că mai degrabă ar putea să fie vorba despre o grupare rebelă, să spunem, din Yemen. Pentru că dacă nu ar fi așa, dacă ar fi o înfruntare care ar pune față în față Iranul și Arabia Saudită sau Statele Unite și sau Statele Unite și Iranul, probabil că am vorbit de niște niveluri cu adevărat spectaculoase ale cotațiilor. Până una alta, 53,01 stă în picioare ca nivel de rezistență și mai sus vorbim de 54,04 și 54,62. Suportul la 52,10 și 51,34 le dăm așa ca niște niveluri orientative, care cred eu că pot fi, mai ales cele de rezistență, pot fi ușor depășite dacă nu vorbim doar de o chestiune regională. Dacă este o chestiune regională, atunci lucrurile se pot tempera. În cele din urmă nu spun că
Gata, deja s-a liniștit situația. Mie mi se pare că, din punct de vedere tehnic, piața se pregătește pentru a crește din nou. Însă, cum spuneam, adevăratul plan care trebuie urmărit în perioada următoare este dacă nu cumva este vizat Iranul sau dacă avem un conflict care să includă Iranul sau și mai grav și Arabia Saudită. Atunci, cred că discutăm acum pentru o situație ipotetică pe care în niciun caz nu mi-aș dori să o văd că se petrece, dar uitați-vă puțin pe graficul săptămânal. Săptămâna trecută, după 2 săptămâni precedente de scădere, un fel de hammer. Săptămâna aceasta, corpul lunării este un engulfing bearish, dar acesta s-ar transforma, cred, radical dacă am avea în zilele următoare o intensificare a tensiunilor. Și probabil că atunci am vorbit despre o corecție consistentă, cel puțin o corecție consistentă, a parcursului de vreo $15 pe baril. Dacă am merge spre jumătate, ar fi cam $7,5 pe baril. Din zona de minime, ar însemna peste 58, în apropiere de 58-25. Înainte, dacă avem un conflict serios, atunci alimentarea cu petrol la nivel global ar putea să fie în pericol și probabil că în timp cotațiile ar depăși vârfurile de la 66, posibil să mergem chiar către zona 70-75 sau mai sus. Și posibil chiar destul de rapid s-ar întâmpla așa ceva. Dacă, din nou, dacă detaliile pe care le vom primi despre aceste incidente duc la un nivel superior stresul. Altfel, vorbim despre o reintrare într-un interval, probabil limite mai largi, între 50 și 54,6, 55 și nu doar în secțiunea sa inferioară. Însă, probabil oscilați în jurul 53. Depinde foarte mult de aspecte, nu de ordin tehnic, ci de ordin fundamental în momentul de față, dar ceea ce vedem este că segmentul materiilor prime și aurul, de asemenea, se poziționează pentru mai multă nesiguranță. Aurul care, după un parcurs ascendent foarte puternic, a înregistrat apoi o corecție modestă. Doar până la 1320, eu am văzut aici semnalul de întoarcere, m-am gândit că piețele o să revină ușor. Ei bine, incidente de tipul acesta și situația geopolitică nu tocmai liniștită sunt factori care mențin aurul destul de sus. Pe termen scurt, la aur ne uităm la 1241 și 1348 rezistență. Pe termen mai lung, vorbim despre un 1367 și 1379. Cred că dacă avem un conflict care să implice Iranul, este foarte posibil să spargem 1379 și să mergem considerabil mai sus, 1438-1440 ar putea fi vizate. Este posibil să îmi accentuez o anumită poziționare pe care o am în momentul de față în favoarea metalelor prețioase. Dar voi urmări cu mare atenție ce vești apar în continuare. Dacă nu este susținere, dacă vorbim despre pur și simplu niște atacuri mai targetate, dar în cadrul unor conflicte deja cunoscute, cum spuneam, Yemen, Arabia Saudită, aici se pare că e un transport dinspre Arabia Saudită către Singapore cu metanol. Deci e un potențial aici și pentru a vedea drept sursă a atacului Yemenul, ceea ce nu ar duce la tensiuni foarte mari, sau a fi atribuit Iranului, ceea ce ar duce la o cu totul și cu totul altă interpretare. Piețele, mi se pare că, dincolo de aprinderea aceea inițială, stau în dubiu.
Acesta este unul dintre elementele cheie, zic eu, și pentru aur în perioada următoare. Bineînțeles, avem și celelalte aspecte, pentru că discuțiile dintre Statele Unite și China sunt într-o fază nu tocmai plăcută sau destinsă, dar dacă ne vom uita în piața de capital, vom constata că lucrurile sunt relativ bine ținute sub control acolo. În același timp, aurul este favorizat de dobânzi mai mici, iar față de ieri, când eram aproape de 2,13, se și vede aici pe grafic, acum suntem mai jos, dar puțin mai jos. Iarăși, și acesta este unul dintre barometrele pe care le putem urmări pentru a evalua situația în piață. Deci, aș spune că în momentul de față nu sunt argumente pentru o creștere explozivă a prețului, dar atârnă de un fir de păr o posibilă reorientare a situației. 1338, 1344, rezistență apropiată, 1331 și 1329, apoi 1320 și 1315, niveluri de suport. Mai jos suntem în zona, ne uităm la zona 1305.